What's up, pips? Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Bedwars. Astăzi ne vom juca niște... Da. Niște, n-ați văzut asta. Niște Bedwars pe Hypixel. Hai să încercăm cu un 4v4v4, din câte știu eu chestia asta, nu știu. Da, dacă mai aveți episoade în continuare de Bedwars, nu uitați și voi faceți să apăsați butonul de like, să strângem noi peste 400 de like-uri și foarte, foarte fericit. Îmi pare rău că nu prea am mai postat în ultimele zile pe canalul de vlog, de gaming, dar am fost destul de ocupat cu cel de vlog. Și îmi pare foarte rău de un singur lucru, că o să apară acum recent Outlast 2, dar noi nu am făcut încă 50.000 de abonați. Deci dacă vedeți acest clip, v-aș ruga din tot sufletul să nu ezitați și voi să distribuiți clipuri de ale mele pentru a mă ajuta să ajung la 50.000 de abonați cât mai repede. Pentru că vreau oricum să fac serie cu Outlast 2, doar că vreau și să fac cu un fel de motivație ceva. Adică ceva de genul că am făcut 50.000 de abonați și de aia fac Outlast 2, ceva. Dar așa... Așa nu prea am decât motivația că vreau să încerc jocul și vreau să filmez pentru voi. În rest, e mai greu, că nu prea s-au strâns like-uri, adică nu prea s-au strâns 50.000 de abonați pe canalul ăsta. E ok și 33.000 până în momentul de față, doamne cât de prost poate fi shader-ul ăsta, trebuie schimbat, bro. Bro, chacho, nu se mai poate schimba shader-ul. Trebuie neapărat schimba shader-ul ăsta, că e foarte nervant. Haidem, ok. Aproape ajungem la diamantem. Facem aici un made of bedwars cât mai interesant pentru băieții. Bun. Și am ajuns? Ce credeți? Hai. Bun. Și am ajuns. Ok. Hai să schimbăm shader-ul ăsta, să punem Mr. Mips. Că e ok și ăsta. Adică sunt faine amândouă și poii mei, nu știu. Cu ăsta se vede un pic mai... se vede frumos cu ăsta. Amândouă parcă un fel de color grading. Dar uitați-vă, buită harta de desubt când folosesc shader. Deci cred că nu vom folosi deloc shader. Pentru că e foarte buguită harta când e de desubt. Deci shader-le nu prea cred că sunt bune pentru ceea ce avem noi de făcut astăzi. Adică pentru Bedwars, deci pare rău pentru chestia asta. Din câte am văzut pe serverul nostru, fraților, ei bine, Bedwars-ul este gata. Deci pe serverul meu o să aveți Bedwars ca minigame, ceea ce o să fie super, super tare. Este finisat, o să aveți niște hărți foarte interesante. Îmi plac hărțile pe care le-au ales. Shout out to Elf, băiatul care muncește ca nebunul la server. Dar chiar e și treaba bine. Și acum... nu o să mai fac tactica aia proastă de cumpăr eu pentru Ironforge. O să stau la diamante. Și cred că o să iau și diamante din partea aialaltă. De ce? Pentru că vreau să iau cât mai multe diamante. Să băgăm sharpness și protection pe sabie și pe armură. Mi se pare foarte importantă chestia asta. M-am cam săturat de restul lucrurilor, nu știu. Nu o să mai iau Ironforge upgrade, pentru că pur și simplu simt că nu mă ajută Ironforge upgrade, este o mare porcărie. Sper că verzii chiar nu vor să vină la noi, deci eu o să mă ocup doar și doar de ceea ce avem noi de făcut. Hop, hop, uite aici așa. Câte avem? Avem 7, deci mai trebuie un singur diamant care se va spawna aici în 20 de secunde. Deci înseamnă că un diamant este deja la cealaltă insulă. Luăm diamantul ăla. Dacă nu... Gâtul, iertați-mă. Dacă nu cumva l-au luat, nu cred că l-au luat ăștia. Deci ok. Zucchini? Da, mă. Deci băgăm sharpness pe sabie. V-am zis, nu mai fac upgrade-urile la Ironforge, pentru că ați văzut de fiecare dată am câte o echipă de asta imbecilă și mă trezesc că mor toți, eu rămân singur și singurul upgrade pe care l-am făcut e Ironforge. Ce să fac cu Ironforge? N-am ce să fac. Deci luăm ăsta. Acum o să urmeze reinforcement armor. Bun, și deja cu ceea ce o să avem, deci îmi trebuie 6 emeralde, ok. Hai că facem rost acum de 6 emeralde, nu-i problemă, băieții. Bun, și cred că în schimb o să-mi iau și ăsta, așa, ca să am eu pe mine, în caz de orice. Și o să mă duc să fac rost de 6 emeralde pentru armură de diamant și tipul ăsta... Dă-i, mă! What the fuck, te-am împins. Păi nu cred că o să mai vin nicio, că n-are niciun sens dacă tot te-am împins pe tine. Mă voi ocupa de diamante, poate fac și o protection ceva. Cam câteva iteme în inventar care par destul de folositoare și nu ai trebuit să le irosesc ca iurea. Hai că să mai spawnez unul în 5 secunde, o să-l aștept. Și cred că o să trească să-mi cumpăr un arc, pentru că vedeți și voi, te mai trezești cu ăștia că vin așa ca proștii. Și e destul de enervantă chestia asta. Poți să arunc chestia asta afară din hartă dacă se poate? Da, pot. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, chiar se apreciază destul. Le-am lăsat să arunc o dată în pui mei. Bun, hai să vedem. Nu te duce tu la diamante, bă! Cam, ce om.
Ok, pe dacă s-a dus tipul ăla diamante, eu mă duc în mijloc. Mamă, ce bătaie e acolo. Mă duc eu să-i curăț. Dar văd că-s doi albaștri, ceea ce nu va fi easy. Hop! Ok? Ok? N-aveau emeralde? Serios? Zero emeralde. Deci tipii ăștia aveau zero emeralde, frate. Zero. Dude, that sucks. Ok. Mergem aici sus. Băi, și pro ce au făcut ăștia. Ok, mamă, acolo sunt toți. Bun, eu am plecat. Sunt toți acolo, toți roșii. Și nu vrei să stai acolo. Mă bate ăsta. Da. De ce am jucat așa? De ce am... Nu știam că sunt toți acolo. Problema e că nu știam că sunt toți roșii acolo și... Neștiind treaba asta, nu aveam cum să fac ceva prea important. Eu vreau să le iau acolo itemele, da. Nu mă interesează asta. Poate nu știu reinforcement armor, zic și eu. Am luat? De ce am? Am acolo infinity, frate, serios. Ce pana mea. Ah, l-a bătut, bun. Vrea să dea cu TNT, ha? Dai cu TNT-uri pe noi. Pare că și green-ul. Ia, tipul ăsta stai aici. Gimme the... Dăm diamantele. Ok. Ok, mă duc să upgradez eu, repede. Bine că ăsta comunică, e un om comunicativ. Opa, punem diamantele în ender chest-ul meu, să nu le ia proștii ăștia. Mai trebuie unul singur pentru motorul, pentru primul protection, pentru că avem nevoie de primul protection. Se pare că Redu deja și-au pierdut patul. Ceea ce e mai bine pentru noi, pentru că rămâne încă un adversar în minus. Foarte tare. 5 diamante direct de aici, deci se pare că nimeni nu prea vine aici, numai noi. Și ei noștri nu au fost de ceva timp, deci e ok. Hop. Bun. Bun. Luăm și ăstea, băgăm direct reinforcement armor, ne trebuie 10 acum, deci fii atent. 10 ne trebuie pentru că am luat și heal-ul. Deci 9 diamante ne trebuiesc. În schimb, mă gândeam să luăm un iron sword, dar n-am bani. Fuck, dacă nu am bani de ăsta, o să-mi iau așa. Că în rest n-am ce să fac, n-a pucat soma. Mai e ăla acolo? Da, e acolo, ok, că mă duc, iau diamantele de la el. Și am turit-o. Bun, se pare că green bed destroyed. Am putea în schimb să mergem peste... Ok, tipul n-are treabă, pe altă planetă. Oh, e bătaie, mă duc și eu. N-am nimic în inventar, nu de alta. Absolut nimic important, am doar o sabie de piatră. Ah, ok. Pe ce faci, bro? Ori îi atacăm, ori nu îi atacăm. Ok, mersi, te pup. Hop. Îi ținem la bătaie. Ține-i la bătaie, bate-i. Trei emeralde, pune-le în chest, ok. Ok, deci toate trei emeraldele sunt salvate în momentul de față. Spargere, au murit toți, ok, super tare. Hai să luăm de-astea. Mai întreia încă doi gol. Nu te împisici, gold, bro. Asta tot gold, nu mai am gold, îmi trebuie doi gold să-mi fac o chestie. Deci pare că mai suntem noi contra blue, deci e destul de easy asta. Trap triggered! Nu! Vă rog! Nu, patul nostru! Don't do that to me! Dau și eu așa, nu știu, poate. Ah, ok, se pare că ne-am apărat. E bine. Am încă 2 gold. Așa, bun. Am iau și o sabie din asta puternică. Și acum, ce între mie, îmi trebuie armura de diamant și pentru asta o să strâng, deci sper că avem protection. Și mai trebuie niște emeralde, deci trebuie să mă duc rapidos în mijloc pentru a lua emeralde. E lag-ul. Deci jocul ăsta are un lag, deci serverul ăsta e plin de lag. Vreau să mi se... să pot deschide o dată serverul meu, să mă pot juca în liniște și pot. Nu mai pot. Deci nu mai pot.
am pucat de somn. Deci nu mai pot. Bun. Ok. Cum doriți voi? Voi doriți război? Război vă dăm. Nu este nicio problemă, absolut nicio problemă. Avem și ăsta pornit, nu știam dacă se aude. Ia-te și mâncă. Ia uite-l pe ăsta. Ce vrea el, mă? No knockback, ok. Go, 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 Geronimo! Help me. Ok, am fost apărat. Ok. Apără, apără, apără. Da, am jucat-o foarte prost pe asta. Nu înțeleg ce am în gât acum. De fapt, am așa o vagă impresie și cred că unul e aici la noi, nu-i așa? Wow. Mai e cineva? Bun, e destul de... tricky match-ul ăsta, am eu un match ciudat. Ok, eu știu toate astea. Am un chest aici, 3 emeralde, deci mai între fucking alte 3 emeralde. Iar eu nu pot să le strâng. Ok. Hai mă, opra! No! Pui mei, nu mai pot, deci... Sunt așa de... Sunt așa de nervanți jucătorii ăștia. Ok, fete. Ok, calm down, calm down, Alex. Strâng 20, mi-au sabie. Bun. Vă rog, fiți atenți. Deci luăm o sabie. Mă duc, mai au diamant. Facem upgrade la Iron Forge, pentru că e clar că avem nevoie de un nou Iron Forge, pentru că protecția e ok. Dar nu avem Iron Forge-ul. Ceea ce contează extrem de mult. În momentul de față vedeți și voi 7 diamante, bro. O să mă duc să iau și pe aia de acolo, diamantele de acolo. A, l-a luat ăsta? Dă-le, 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 dă-le. Dă-le, dă-le, cam... I have more, hai dă-le. Diamonds. Nu faci upgrade-uri ca... Thank you. Da, bun. 22 de diamante. Asta înseamnă upgrade la Iron Forge plus reinforcement armor. Mă dore gâtul foarte rău, îmi pare rău. Deci, Emerald Generators s-au upgrade, au făcut în mijloc. Noi o să luăm o sabie mai puternică de data asta, pentru că avem nevoie. Bun, 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 hai că mă duc. Mă duc să iau încă 3 emeralde. Nu cer prea mult, credeți-mă, cer puțin 3 emeralde, atâta mai am nevoie. 2. Bun, hai încă un emerald. Uite, stau și protejez. E un acolo sus. Nu, nu e nimeni. E un spawner simplu, nu e nimic la sus. Mă duc eu repede, că văd că nu-s player sus. Iau eu tot ce este sus, nu știu dacă mai e ceva. Se pare că sunt doar încă 2 emeralde, foarte bine. Bun, și mai au și ultimele emeralde. Sper că ce mai vrea să vină unul de alta. Și e blue. Ceea ce nașpa, deci eu trebuie să mă duc spre green, parcă? Nu, eu sunt yellow. Yellow, 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 yellow. Eu sunt YOLO. Ok, mă duc la yellow înapoi. Și am 5 emeralde plus 3 din bază. O, hai că o ducem bine. Bă, 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 bă. Ok, mulțumesc. Am pus și obsidian, vedeți și voi, suntem o echipă de barosan. Luăm așa, facem armură de diamant, că ne trebuie chestia asta. Bun. Astea două le ținem. Sunt pregătiți să fac ravagii, boys. Deci sunt pregătiți să... Oh, no. Oh, no, don't you think so? Dă-i drumul de aici, că te badă, te stric. Mai e cineva? Ce? Pat spart sau sal? Nu, nu, că l-ați spart patul. N-avea cum, sunt niște săraci, nu să știam stare să ne spargă patul. În schimb, mă voi ocupa de diamonds. Mai am niște diamante. Câte putem? Nu știu câte avem, câte putem. Voi lua diamantele. Mai fac upgrade-uri. 6 doar. Mai fac upgrade-uri. Și... cred că aș face acum încă un protection, dacă aș putea. Poate că costă foarte mult. Dar pentru a ne proteja mai bine. Deci cu diamond armor, cu protection 2, tipul ăla mea atâta damage și n-avea sapă de diamant. Nu pricep chestia asta, nu înțeleg ce are pe el. Deci chestia asta mă învinge psihic. Ok, deci cu 13 diamante nu faci absolut nimic. Cred că îmi trebuie vreo 20, dacă nu mă înșel.
I don't know. Hai să vedem. Cred că 20 îmi trebuie. Doamne, 20. Foarte multe. Deci mi se pare un upgrade stupid. Mă rog. Hai să facem asta. Plus următoarea upgrade care costă 16 la ăsta. Deci, da, deja l-am dat. O să ne dea emerald de aici, ceea ce e foarte bine. Deci avem 3, am 3 emeralde. Mai trebuie un singur emerald. Și bun, mai trebuie un singur emerald. Dacă mai împică un singur emerald, eu sunt cel mai mare norocos, pentru că pot să fac rost de sabie de diamant. Și după, dacă mă duc în mijloc și bat pe toți. Deci cam atât am trebuie mie, un singur emerald, sabie de diamant după și spar pe toți în mijloc. Cam asta e, asta e planul. Asta e planul pe ziua de astăzi, boys. Cât e mă ceasul? E 10 jumate, lol. Ok. Am primit? Nu, n-am primit. Pentru că ăsta, cred că l-a luat el. Sau cred că nu s-a spawnat, pentru că se spawnează greu, dar... Ok, nu mă interesează. Bun, deci se pare că nu voi primi un emerald de aici. Poate trebuie să mă duc în mijloc să iau unul, nu e nicio problemă. Mă voi duce. Și după mă duc să iau și diamantele. Hop, hop, hop. Îmi trebuie cât mai multe emeralde, de fapt. Dacă tot mă duc în mijloc, iau mai multe. Nu iau doar... Ah, le-au luat ăștia? Come on, dudes. Ia mă, hai. Ia mă, te ține. S-o crezi tu, mă, ha, ha, ha. Han, ha, 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 handicapatole. Nici o șansă. Bun, sus poate. Poate sus avem ceva. Alex Alvarez is beating everyone. Alex Alvarez is the god. Ok, și aici avem 1, nu? Da, nu, 2. Și deci avem 3 în total. Decent, ce pana mea. Dar cred că mai vine unul, așa? Da. Uite-l pe ăla. Care stă pe shift el, a? Opa! How the fuck you got this much HP, dude? Jparodi! Mi-a luat 3 emeralde. Și toate alea pe care le aveam. De ce n-am lăsat gold-ul măcar aici? This is turning out to be pretty bad, dude. Mă duc iau emeralde și am băgat. Oh my god, ce nașpa. Iau ăsta. Jparodi mă omor pe mine, mă. Auzi nume, Jparodi. Și m-a bătut Jparodi, da? Eu cu tot comentez, da, a, ca prostul. Da, a, ca prostul. Aici sus. Ok. Două emeralde, bun. Bun, e și ăla. De ce m-am bătut cu el? Cred că nu trebuia să mă bag cu el. Trebuia să mă retrag acolo, nu avea sens să mă bag cu el. Ok, avem 3. Bă, cred că o să mă duc acum să mai iau diamante, fac upgrade-uri. E clar, se duce ăla să le ia. Le iau eu pe astea. Poate le pune în chest. Vedem acum, nu știu exact ce vrea să facă sau ce are în cap. A, l-a luat deja. Oh my god, dude. Ce-a făcut upgrade? Că n-avem protection 3. Cine ce-a făcut omul meu upgrade? Omul meu, ce faci cu ele? Le iei și mori? Pune-le în chest, te rog. Plus? Dă-te, mă. A, face el upgrade, fiți atent. E. Molten Forge. Nice. Deci el a Molten Forge-ul, nu e un upgrade rău, un upgrade folositor, dar avem nevoie de protection. Pentru că mă bate ăla, mă bate porcul ăla. Dar cred că pe sabie de diamant, dacă nu mă înșel. Nu sunt sigur, nu zic că sunt sigur, dar cred că avea. Și până așa mi s-a părut, dar mă rog, acum am și eu. Și parodi ăsta chiar îi bate pe toți, vedeți și voi. Chiar e mare bătăuși. Și acum o să mă ocup de protection, ne trebuie 20 de diamante și putem să facem rost de ele super easy, dar va trebui să mă plimb destul de mult, ceea ce nu e o mare problemă pentru mine, dar o să trească să-mi iau blocuri, să mă asigur că am la mine. Bun, unul a fost afectat, deci unul de la noi nu mai este. Suntem 3 contra... A, și niciunul de la ei nu mai era, deci suntem 3 contra 3 și patul lor a fost distrus. Deci noi acum trebuie doar să-i învingem pe ei. Și totuși eu încă am în cap să fac chestia aia cu upgrade-ul. Și cred că am să o și fac, dacă nu mă înșel. Bun, hai să-mi iau bloguri, ca de asta am și venit. Hai, nu-mi știu partea asta. Bun, se... am curios ce fac ei, unde se apără. Sau,
pui mei. Ce fac, în principiu? Câte am? Am 15. Cu astea 15 nu pot să fac prea multe. Mai trebuie încă 5. Cred că dacă mă duc în partea, poate iau 2 sau 3, nu știu. Cred că iau 3. Și... Cred că iau 3 din partea aia. Și după m-aș duce și acolo. Mai e o insulă de unde pot la diamante din câte știu eu. Hai să văd ea. 19. A, păi mai stăm aici pentru încă unul și... A, uite, stau cum să spun. Da. Deci, următorul upgrade o să avem Protection 3. La Protection 4 nu cred că putem visa deocamdată. Sincerely. Deci, sincerely, la Protection 4 nu cred că putem visa. Bun. Hai să luăm toate astea. Astea FK iar. Și... Bang! Protection 4, 30, bro. 30. That's too much. Și atunci o să fac asta. O să iau... Poate, n-am bani la asta. Iau de astea, mă ajunge. Bun, hai pe ei. Pe ei, pe mama lor. Mă duc peste ei, gata. Sunt hotărât. Să mă duc la bătaie. Acum ei probabil stau în baza lor. Ah, uite, nu stă, nu stă nimeni în baza lor. E chiar doar unul aici. Și sunt, sunt doi aici. Nu! Nu, 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 nu. Fucking lag. Uitați-vă voi, dau unii și mor după jumătate de secundă. Incredibil, după o secundă chiar, nu doar jumate. Dacă era doar jumate, dacă era doar jumate de secundă, era bine. Da, nu e o secundă, nu e jumate de secundă, e o secundă întreagă. Știi, un tip e acolo. Unul din câte am văzut e sus. Deci n-aș pe meciul ăsta. Opa, nu, mă lua cu d-ăștia. Fucking crazy piece of shit. Ăștia sunt nebuni, știi, vor fi și ăștia, sunt chiar așa OP. Nu știam. Ce faci? Ce faci? Juparodii! Juparodii! Iepa! Juparodii, 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 juparodii! Mamă, ce fuge prostul! Ce bun ești, prost! Dar nu ca mine la PvP, cu toate că era foarte aproape să mă învingă juparodii. Până la urmă l-am bătut. Trap Trigger, dar au ajuns la... Deci de la ei mai sunt doar 2 în viață, ea de la noi 3. Dar deocamdată văd că ne-au dat trigger la trap. No, frate, silverfish ăștia mă omoară cu zile. Și cred că e unul de la ei acolo. Cred, nu știu. Ah, nu, David l-a omorât, deci ok. I-a dat final kill-ul. Și mai e unul singur de la ei care nu știu exact unde e. Deci noi mai suntem 3 contra Swag Noob 21. Ok. Anything aici? Da, se pare că am păstrat niște dare, ceea ce e foarte bine, pentru că pot să-mi iau un Ender Pearl să fac treabă. Știu cum, dacă e treaba mea, o fac cum trebuie, normal. Unde-i mă ăsta? Ultimul, că pe ăsta trebuie să-l găsim și să-l învingem o dată pentru totdeauna. Nu, uitați-vă lagul. Raram. Vii la ei pe insulă? Nu e. Ăla e? Ce credeți? Credeți că e ăla? Nu, ăla e de-al nostru. Doamne, nu mai suport ăștia. Uite-l! Ok. Ok, ok. Nu mă bate el pe mine. Dă-i mă! Dă-i mă schiși de la prost. Treci pe lângă el. Hai mă. Îl bate? Unde e? Victory, l-a bătut. GG, am câștigat. Nice. Bun, l-a jucat foarte bine Fuzzy Disco Pickle. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Alex, ne vedem la viitoare, un episod foarte lung. Pa, pa. Mi-a plăcut oricum.